Toată lumea are foarte mari emoții. Irina ne așteaptă la careu. Soarele arde, dar templul ăla superb pe care l-am văzut noi de jos de acolo înainte să mergem spre Irina. Te zici că e un castel de prințese, de zâne. Cred că e cel mai frumos templu pe care l-am văzut. Dragilor, mai suntem în Thailanda pentru foarte puține zile. Două mai exact. La orizont se vede Malaezia. E, să știți că într-o parte se vede Malaezia, că în partea altă se vede foarte clar România și trebuie să fii foarte concentrat spre ce direcție vrei să mergi. Următoarea imunitate se vede. Cred că vedem. Următoarea imunitate, da, da. Dar următoarea imunitate înseamnă alte două bilete către Malaezia. Corect. Doamne ajută. Pentru că astăzi s-au dat deja două. Mă gândesc dacă ai noștri colegi s-au încurcat pe drum. Poate că se întâmplă să luăm și noi imunitatea aia. S-au dat deja două și nu le-au luat Nicolae și Sorin, care astăzi au avut numai ghinioane. Și voi? Nici măcar o bere de la 7-Eleven. Nimic nu le-a mers. Nimic. Nici mașini albe, dar nici alte culori. Săracii. Nu știu ce au pățit, deci probabil jokerul nostru le-a dat în cap. Băi, ne pare rău pentru ei. Știm și noi, am trecut pe acolo, știm cum este să ai o zi dintre aia în care chiar nimeni nu te bagă în seamă și stai cu orele. Astăzi eu i-am văzut, adică eram acolo două echipe. Ei stăteau pe bordură. Da, da. Scuze-mă, nu o să oprească nimeni dacă stai pe bordură. Am zis să treacă ziua asta așa cum a fost, nu mai contează. Zise el sfârșit. Pe Sorin și pe Nicolae îi aud și nu doar că îi aud, am și observat că au ghinion, dar în etapa asta. Cumva, parcă zici că le-am transmis de la noi. Cu voi ce s-a întâmplat, Victor și Selina? Păi cine se aseamănă, se adună. Păi a fost strânsă cursa. Dacă ne-am bălăcit cu ei în apă și noi am ajuns, ei au ajuns pe penultimul loc. Stai, noi avem cam în general asta ni se întâmplă. Oana și Mișu. Și vine și rândul nostru. Locul să aflăm 5. Că suntem pe locul 5, locul pe care îl și așteptam. Și acolo eram. Care ne-a consacrat de altfel. Da? Voi ce ați decis? Rămâneți împreună? Nu, s-au calmat spiritele, dacă asta vrei să știi. După cum ți-am zis când ne-am întâlnit, în două minute s-au calmat spiritele. Mă bucur că s-au calmat toate spiritele. Dar între noi nu e ceva nou. Nu adică e ceva nou. Fix așa cum suntem și cum ne vedeți aici, noi așa suntem și la radio când avem disputele noastre. Eu sunt aia care îi spune, eu sunt nu ăla spune care... nimic. Nu, eu sunt ăla care nu spun nimic, că dacă spun ceva, pur și simplu se transformă în bombă efervescentă. Totuși avem puterea să mergem mai departe împreună, ceea ce este important. Pe locul 4, voi. Am bănuit. Am bănuit bine. Sisters, locul 4. Mă așteptam că Sisters s-au dus racheta, adică... Nu știi când te depășesc. Nu știi când te depășesc, fetele, pentru că ne-am și întâlnit cu ele pe drum la un moment dat. Da, și la noi au fost ceva spirite, dar și alea s-au calmat. Una care țipa, dar nu realiza că țipă. De la vocea asta gravă. Când îi oprește la autostop, au impresia că e un jaf. Nu, eu sunt unchiul Sandu, așa cum m-ați poreclit voi, vă rog frumos. Ioana m-a poreclit unchiul Sandu de când am rămas fără voce. Râde de mine că vorbesc așa grav. Ca un bărbat. Ca un bărbat. Ioana și Mane, de data asta, pe locul 3. Mulțumim. Am prins podium. Vă o să vă mulțumiți. Locul 3 e foarte îmbucurător pentru mine, pentru că la imunitatea mare nu am câștigat niciodată această poziționare în clasament. Noroc că m-a prins cu poftă de pește. Prințesa mea. Așa erai supărată că ți-au luat peștele primărițele. Să-l menajez. Acum ți-a venit înapoi. Da. La propriu. Echipa imună, dragii mei. Mai erau doar două echipe care nu și-au auzit numele, Anca și Samsonica și Adi și Cosmin. Nu poți să știi niciodată ce ai greșit, unde ai greșit, ce n-ai băut sau ce trebuia să faci. Adi și Cosmin, care au folosit un joker. Băi, a fost o bucurie mai mare pe interior, pentru că după două curse de ultima șansă, după 8 zile de alergat continuu, după ce bei un borcan de cârmâți din ăla ciudat,
Câștigul ăsta este pe măsura luptei noastre. Noi ne bucurăm pentru ei că au luat imunitatea, pentru că au fost foarte necăjiți și năpăstuiți când au fost votați. De noi. De mai multă lume. Mi se pare că sunt cei mai vânați de celelalte echipe. Așa pe față trimiși la ultima șansă și votați de fiecare dată când au fost prinși. Acum nu mai știm cu cine să votăm ceilalți, că... Asta e problema. Cu cine să votați acum? Bă, da, ai dreptate. Hai să vedem cu cine votați acum, că toate voturile au venit la noi. N-am înțeles de ce sunt ele primărițele, dar oricum primărițele sunt pe locul 2 astăzi. Așa le-am poreclit eu. A fost foarte frustrant pentru mine. Am simțit așa ca o durere în piept, că am tras atât de tare și că puteam să prindem imunitatea și că ei, folosindu-se de Joker, știam că sunt pe locul întâi. Au folosit Jokerul lor așa cum a trebuit, în momentul în care a trebuit. Da, da, da. Iată-i aici. Smart. Băieții ne-au arătat, bă, ăsta e locul nostru în etapa asta. Succes la următoarele misiuni, noi ne ducem să ne odihnim. Vine ploaia. Da, dă, Doamne. Vine ploaia. Adică mamă, nu mai e. Bine ploaia. Vine ploaia. Ploaia. Ploaia nu va crește mare. Taci, mă. Taci, unchiule. Cum vine. Unchiule. Lasă-ne cu de-astea după vremea mă tare. Dragilor, mai avem un pic și ne despărțim de țara asta frumoasă. Dar se anunță o aventură de 3 etape frumoase și incitante. Cu, evident, alți zei, alte lumini și alte umbre. Se anunță interesant și ar fi păcat să ratați. Cine n-o să rateze cu siguranță? Sunt Adi și Cosmin. Dragilor, noi avem treabă, voi aveți cu totul și cu totul altă treabă. Uite, aveți de cărat, de exemplu, o cutie. Wow. Este o treabă foarte importantă. Doar cu mașină albă, să știți. Bravo. Limuzine. Hai, plecați. Dacă vă rog să vă îmbrățișați responsabilitatea. Aveți de cărat și un plic greu de tot cu bani. Asta e bun. Au și bani, au și mașină care se ducă direct la hotel. Malezia. E bine. E bine, frumos. Spre deosebire de prima etapă, simțim că am meritat această imunitate, că ne-am luptat pentru ea, că am folosit cea mai bună strategie, cumva ne-au ajutat și zeii. Și ne bucurăm foarte tare. Duceți-vă și faceți-vă mini-vacanța pentru că vine furtuna. Da, mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumim. Hai să batem palma. Bapă, relaxare plăcută. Felicitările au fost sincere. N-am simțit nicio ranchiună din partea nimănui. Și de asta am simțit să mergeți și salutăm, că așa se face. Hai să-i bârfim acum. Astăzi. Fiecare cel.